O familie trăiește de 4 decenii într-o casă aflată în mijlocul unui sens giratoriu aglomerat și spune că este împăcată cu situația. Singurele probleme reale sunt orele de vârf și livrarea corespondenței. Un bărbat afirmă faptul că părinții lui au cumpărat casa când erau tineri și pur și simplu au refuzat să se mute când a fost construit sensul giratoriu în 1980. Aceștia s-au mutat în casa respectivă în 1960, iar planurile pentru ocolirea localității au fost aplicate după aproape 20 de ani. La data respectivă, cei doi soți nu au avut alternative de locuit pe care să le considere viabile, dar li s-a permis să locuiască în continuare în casă, așa că au ales să facă asta. Din păcate, până când sensul giratoriu a fost finalizat în 1980, David a murit, dar soția și fiul său încă locuiesc în casă, 42 de ani mai târziu. Nu trebuie să ne facem griji pentru niciun vecin, dar viața în sensul giratoriu este solicitantă uneori, mai ales când copiii ies afară. Acesta a explicat că familia lui este mare, are 7 copii și 12 nepoți, așa că este mereu aglomerație la el acasă. Bărbatul afirmă faptul că oamenii sunt foarte mirați că el continuă să locuiască acolo. Cel mai des este întrebat cum ajunge acasă și dacă nu este deranjat de zgomot. Acesta spune că mai întâmpină uneori probleme cu accesul la casă, însă la nivel acceptabil, dar nu este deranjat de zgomot, explicând că locuința este bine izolată, că nivelul de zgomot este ridicat doar la orele de vârf. Recunoaște însă că livrarea coletelor este o problemă. Le dăm instrucțiuni, dar când ajung la fața locului sunt încurcați și sună, iar noi le spunem: nu, nu la sensul giratoriu, în sensul giratoriu, explică bărbatul, relatează Digi24.ro.